uităm că la băieți am microfonul. Dacă vreți, avem tot spațiu, puteți să mergeți mai în dreapta. Haideți un pic să vedeți patronul. Ca să se vadă la toate mesajele. Baby.
sfântă libertate și a țării viitor. Pentru sfântă libertate și a țării viitor. Auriu ca mântul soare, viva nostru viitor. Ururea
sfânt și viu cu Duhul, de cerce stat ortodox Iisus, și azi te vom chema să fim ca pusul, va răsfâna cinci gracuri de pământ. Avem pe Brâncoveanu pilde tare, că crucii lui sub sabie au căzut, ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-a născut. Avem adearul sfânt, mântătură stignirii, cu turnul sfânt pe cade cel vitran. Avem ierarhii sfinți pe iancuri și martirii, pe ore atras, pe vată, pe avem urai de sfinți, întemniți dați la moarte, ci aruncați în groapă neștiruți. Dar astăzi din pământul la o parte, e smași de sfinte, zeche grave de ținuți. E jertfa lor de veacui mărturia, ce strigă din morminte până la noi. Să apărăm cu râna ortodoxia, și acest pământ de sfinți și de eroi. Să apărăm cu râna ortodoxia, și acest pământ de sfinți și de eroi. Hai să fim pe Gora Mare, mai aici și mai colea, mai aproape de Botan, până în Basarabia, mai aproape de Botan, până în Basarabia. Noi suntem mai românie, noi suntem și frați uniți, și pe câmpul bătării vom lupta nebiruiți. Și pe câmpul bătării vom lupta nebiruiți. Nu ne fricoșa noi care-i vom rucat.
succes.
Ei sunt încarcerați de peste un an de zile, separați, nu numai de familia lor, ci între ei, și supuși unor abuze psihice la ora asta. Acesta este modul în care autoritățile finlandeze au răpit acești copii de la sânul mamei lor. Aceasta este democrația finlandeză. Sperăm ca Ministerul de Externe, președinția, primul ministru, se implice în acest caz, pentru că este vorba de dreptul unor cetățeni români, mai mult de 2 cetățeni români, sunt neajutorați. La ora aceasta, ambasada României în Finlanda, de exemplu, nu are acces la acest lucru. Sunt pur și simplu considerați criminali. Cred că acel criminal din Norvegia, care a omorât 80 de oameni, are mai multe drepturi decât acești doi copii. Ambasada nu i-a văzut, nu poate să vorbească cu ei la telefon, iar mama îi vede odată la 3 săptămâni, o perioadă foarte mică de timp. Până acum ne-au enumerat ceea ce au făcut de la ambasada României în Finlanda, dar au făcut ce au făcut. Dar în momentul în care s-au epuizat mijloacele de dialog, pentru că Finlanda refuză să dialogueze cu ambasada României, cum am spus, cred că trebuie trecut la următorul nivel. Ministrul de Externe poate să pună una pe telefon, să-i spune omologul, poate să-l vine pe doamna ambasador și poate să-l trimită și acasă. Sunt foarte multe mijloace diplomatice pe care poate să le facă Ministerul de Externe, mai mult decât atât, chiar și noi putem să facem mult mai mult. Astăzi sunt demonstrații de solidaritate în mai multe orașele țării, în Cluj, în Timișoara, în Iași, în Brașov, în Constanța, în Botoșani și în București. Mâine vor fi mult mai multe orașe. Suntem pregătiți să declanșăm un război diplomatic cu această țară până sunt eliberați copiii noștri. Hristos a înviat! Acesta era un mesaj pentru ambasada Finlandei, pentru doamna ambasador, să audă și ea modul în care au fost răpiți doi copii minori de la mama lor. Era un strigăt de ajutor disperat. Solicităm autorităților finlandeze să elibereze neîntârziat acești copii. Avem pregătit și un protest pentru Ministerul de Externe pe care îl vom citi acum și dacă subsemnați la el, vă rugăm să semnați și să-l predăm personal la Ministerul de Externe la sfârșitul acestei manifestații. Sunt sigur că toți cei prezenți aici vor același lucru, eliberarea celor doi copii. Nu sunt numai ei, mai sunt mult mai mulți. În Norvegia, în Danemarca și în Suedia. Cred că se poate vorbi deja de o practică instituționalizată de a răpi copii, în special din țările este europene, pentru că se consideră că acestea sunt în Uniunea Europeană second class, și de asemenea că au niște guverne mai slabe decât Franța sau Marea Britanie. Nu am auzit de copiii francezi, de copiii israelieni, de copiii britanici răpiți în Finlanda. Am auzit într-adevăr de copii ruși, de copii cehi. Am auzit de președintele Cehiei care s-a luptat pentru copiii răpiți de către țările nordice, asemuind acest sistem barbar cu sistemul nazist, Lebensborn, din care erau răpiți copii din țările ocupate și arianizați, introduși în case de copii și scoși de acolo conform planurilor naziste arieni, puri, se pare că același lucru se petrece și în aceste țări. De ce spun acest lucru? Haideți să ne uităm la România. Au trecut 30 de ani. Aproape de la căderea comunismului. Vi se pare că ne-am dezbărat, că instituțiile statului s-au dezbărat de mentalitatea comunistă? Nu cred. Același lucru se întâmplă în Finlanda, același lucru se întâmplă în Norvegia. Acestea au fost țări care au avut, din păcate, un aport la dictatura nazistă care s-a instituit. Este adevărat, cel puțin în Finlanda ar fi trebuit să ne unească anticomunismul.
pentru că a fost o țară care a luptat și cu Uniunea Sovietică și a izbândit într-o mare măsură. Din păcate, acest lucru nu ne unește. Nu știm de ce. O să dau citire protestului nostru și mă bucur că se află alături de noi doi deputați care reprezintă diaspora și care s-au implicat în acest caz și care urmează să meargă în Finlanda să facă tot ce pot acolo, pe 31, dacă nu mă înșel. Doamne ajută, dacă ei nu vor avea succes în dialogul acesta pe care Finlanda l-a tăiat pur și simplu cu autoritățile României și cu mama copilului, suntem pregătiți să continuăm aceste proteste de solidaritate. Astăzi sunt câteva orașe deja. Timișoara, Cluj, Iași, București, Botoșani, Brașov, ieri au fost în Ontario, au fost și români din Germania care au ieșit. Sunt sigur că suntem mulți gata să ieșim în stradă pentru acești copii. Dumnezeu să ne ajute. Și acest sunet suntem pregătiți să îi punem doamnei ambasador în fiecare dimineață la cafeluță, ca să audă cum sunt răpiți copiii. Poate îi face plăcere, poate nu, sper că nu. De asemenea, avem și niște slogane haioase pe care le-am scris pe Facebook. O să le citesc pe acestea, poate după ce încheiem cu nota de protest, ne mai înviorăm să le și strigăm niște lucruri finlandezilor. E adevărat că ne aflăm în fața unor porți închise, dar așa este în fața unor porți închise și Camelia Smicală de 2 ani de zile, de fapt chiar de 10 ani de când a început acest calvar al ei. Copiii Smicală, vă cer socoteală. Mihai și Maria sunt România. Refuz, refuz, Finlanda abuz, barbare civilizații, țin copiii după gratii. Copilărie, nu pușcărie, de-o fi pace sau război, ne vrem copiii înapoi. Finlanda, la copii nu renunțăm, lasă-i liberi și plecăm. Cât mai e, cât mai e, până faci ceva, mai e. Și una mai e pentru domnul Meleșcanu. Mai e, mai e, ce zice tataie? Știi care e cheia? Nu cumpăra Ikea. De ce am folosit acest simbol al Ikea? Patronul Ikea, care după cum știți este un multimiliardar, are o avere estimată la vreo 9 miliarde de euro, a făcut parte în tinerețea lui din partidul nazist suedez și a continuat aceste simpatii și după ce naziștii au trebuit să fie eliminați de pe fața Europei, în modul care s-a sfârșit războiul. Dar el și-a continuat aceste afinități. Patronul Ikea este acționar în toate aceste sisteme de recluziune a copiilor din țările nordice. Acestea sunt niște sisteme private, sunt firme pretinse de servicii medicale și sociale care câștigă miliarde de euro anual. În Norvegia, în Finlanda, de exemplu, numai în Finlanda vă dau drept exemplu, anual aceste firme de servicii sociale care răpesc copiii câștigă în jur de 1 miliard de euro. Este vorba de cam de 100.000 de euro pe cap de copil. De asemenea, se presupune că acești răpitori de copii mai primesc și un bonus pentru fiecare copil răpit, ceea ce n-ar fi exclus. De aceea știi care e ideea, nu cumpăra Ikea. Finlanda, Moș Crăciun îți spune pa. România nu se lasă, îi vrea pe copii acasă și finish, it's time to finish. Sunt câteva dintre sugestiile pe care le-am primit pe internet. Dacă o să vă placă vreuna, să le strigăm și noi finlandezilor, care chiar dacă au porțile închise, știm că se filmează. Și sper să ajungă toate mesajele noastre aici. Notă de protest în cazul Smicală. Nu vrem război diplomatic. Nota aceasta este scrisă de Asociația Civic Media împreună cu Asociația George Alexander pentru protecția copiilor răpiți. Îl știți probabil pe George Alexander, s-a implicat foarte mult în eliberarea copiilor familiei Bodnariu și în ajutorarea familiei Nan, care în continuare se află într-o situație dificilă, deși sunt în România, se solicită în continuare ca acești copii să fie aruncați din țară. Am ieșit în stradă pentru că ne pasă și suferim pentru copiii noștri aflați în captivitate.
Nu suntem un popor de dezrădăcinați care a renunțat să-și mai apere fiii și fiicele. Nu suntem un popor care și-a pierdut orice demnitate. Dacă am fost abandonați, noi nu ne abandonăm unii pe alții. Nu renunțăm la cei din sângele nostru niciodată. Am văzut cu toții cum românii sunt călcați de-a dreptul în picioare, sesizând indiferența, nepăsarea, indolența și slăbiciunea celor care ne conduc, am ajuns să fim tratați drept cetățeni de rangul al doilea în toată Europa. Suntem discriminați, ni se iau copiii, suntem amenințați, ni se impune chiar și omerta, legea tăcerii. Spunem aceasta pentru că și în cazul Podnariu și în cazul Zmicală i s-a recomandat mamei Zmicală și părinților Podnariu să nu iasă în presă, să nu facă cumva scandal, că numai așa vor fi eliberați copiii. Cum au fost eliberați se vede până acum. Nu s-a întâmplat absolut nimic, dimpotrivă, copiii sunt într-o situație disperată. Nu pot să reproduc aici mesaje pe care mi le-a trimis mama copiilor, Camelia Zmicală, primite de la acești copii. Sunt într-o situație disperată. Dacă se va întâmpla ceva cu acești copii, o să răspundă acest minister de externe și această ambasadă. Și noi nu vom uita asta niciodată. Cazul Cameliei Zmicală este grotesc. Organele de represiune din Finlanda s-au năpustit fără motive asupra unei mame, încălcându-i drepturile fundamentale, luându-i copiii și aruncându-i în casele de copii, unde au fost și separați, în cel mai barbar mod cu putință. I-au rupt pur și simplu coastele, au terorizat-o prin procese nesfârșite, au adus-o în pragul subzistenței prin amenzile uriașe inventate, au supus-o sistematic și pe ea și pe copiii săi terorii psihice. Ce vină are Camelia Zmicală? Ce vină au copiii ei, Mihai și Maria? Avem icoanele Maicii Domnului Prodromița și ale Sfântului Arhanghel Mihail să-i apere pe cei doi care au fost despărțiți fără voia lor și aruncați în casele de copii. Ce vină au acești copii care au ajuns să fie tratați mai rău decât niște criminali? Iar la sfârșit, fabricându-se dosare și încălcându-se orice principii umane, injustiția finlandeză i-a dat Cameliei și o pedeapsă cu închisoarea. Deocamdată cu suspendarea, însă dacă îi mai dau o pedeapsă, Camelia Zmicală intră în închisoare. De ce? Pentru că a denigrat acuzația. Care este că a denigrat statul finlandez? Pentru că a prezentat pe internet filmarea cu modul absolut criminal în care a fost brutalizată de două huidume cu alte patru la poartă pentru a-i răpi copiii. Aceasta este denigrarea pe care a dus-o statului finlandez. A plasat un film pe internet. Dacă nu era acel vecin să filmeze această filmare, ce s-ar fi zis despre ea? Că este o mamă nebună, nu? Care inventează. Aceasta este Europa, întrebăm? Aceasta este Europa libertăților în care vrem să trăim? Acesta este exemplu pe care Finlanda îl dăm în lume? Dar care este reacția României, din păcate? Nu lipsa de implicare a autorităților române de la cel mai înalt nivel, președintele țării și prim-ministrul, vor conduce la ceva bun. Nu lașitatea și vorbele goale vor scoate acești copii din pușcării. Numai acțiunea fermă a statului român și demnitatea conducătorilor săi vor schimba imaginea strâmbă a lumii și a României. Libertatea și drepturile cetățenilor români nu se negociază, ele sunt inalienabile, la fel ca drepturile oricărui cetățean european. Nu am văzut până acum vreun ambasador trimis acasă pentru deserviciile pe care le creează cetățenilor români. Uneori chiar în această țară. Uneori mărșăluind pe tancul Rosalie. Unora le dă Dumnezeu ploaie, astăzi ne-a dat Dumnezeu soare ca să fim aici. Nu am văzut relații rupte cu vreo țară care ne desconsideră, ne ignoră, ba chiar ne și jignește la noi în țară. Finlanda, care ne dădea chiar recent lecții de democrație și anticorupție, încalcă în acest moment toate drepturile unor cetățeni români, minori, ca și cele ale mamei, cu toții aflați într-o situație disperată, fără ca statul român să reușească să-i vadă pe copii sau măcar să le vorbească, fără ca statul român să reușească să facă efectiv ceva. Criminalul dement, Breivik, are mai multe drepturi decât ei. Suntem puși, întrebăm pe acești conducători. Sunteți puși, întrebăm pe acest conducător, să apărați drepturile altora și să uitați de cetățenii români?
Nimic nu este și nu poate fi mai presus decât viața unui om, a unui cetățean român. Nici contractele cu Puma, diete oase de roz, nici pretextul vreunei președinții viitoare, nici alte interese securistice. Nimic! Avertizăm atât autoritățile străine care ne urmăresc, dar mai ales autoritățile noastre, române, că valul de proteste se va întinde în întreaga lume dacă nu se ajunge la o soluție. Vor fi nu numai proteste, dar se vor organiza și alte genuri de manifestări. Nu ne determinați să uzăm de toate avantajele democrației și să replicăm printr-un război diplomatic fără precedent, atât față de misiunile Finlandei în diverse zone ale globului, cât și față de cele românești. Avem energie, avem experiență, avem imaginație. Este mai bine pentru toți să ascultăm de glasul rațiunii. De aceea cerem eliberarea imediată și necondiționată a copiilor Smicală din casele de copii din Finlanda și repatrierea lor. Acțiune fermă a statului român. 2. Ajutor ferm din partea statului român în toate instituțiile internaționale pentru redobândirea celorlalți copii români preluați abuziv de către autoritățile din diferite state. Copiii la Colța Barbu, Dumnezeu să-i ajute, Brăteanu, Hermina Gheorghe, Dina Stelică și alții și alții și alții. 3. Ajutor ferm din partea statului român și stoparea imediată a executărilor silite a mamelor care se refugiază în propria țară din cauza abuzurilor comise împotriva lor în alte țări și li se iau copiii. Opriți măcelul, opriți vânzarea de suflete românești, apărați-le drepturile copiilor, apărați-le drepturile celor din neam cu voi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută, dacă sunteți de acord să semnați acest protest pe care îl vom înainta la Ministerul de Externe. Am pic o să-i rog pe domnii deputați care urmează să meargă în Finlanda, să se întâlnească cu Camelia Smicală și cu autoritățile finlandeze, să ne spună ce au de gând să facă, ce au făcut până acum, ce răspuns au primit din partea ambasadei Finlandei și altor autorități și le mulțumim pentru tot ce ați făcut. Domnul Doru Colina. Îmi pare bine că sunt aici, îmi place pentru ce ne-am adunat. Alături de colegul meu, Constantin Codreanu, ne implicăm în acest caz. Am făcut petiții și interpelări către Ministerul de Externe, către Ministerul Românilor de Pretutindeni, către președinte, către Comisia Europeană, deoarece dorim, în primul rând, ca statul român să se implice în apărarea cetățenilor români, pentru că observăm că cetățenii români sunt denigrați prin, și luați în râs prin toate țările Europei. Observăm cum ei sunt, ne sunt confiscați copiii, pentru că ei au lipsă de natalitate și încearcă prin acest mod să-și adunească natalitatea la zi. Suntem total în dezacord cu acest mod de acțiune și vom lupta până la capăt ca copiii familiei Smicală, ca copiii altor familii să nu mai fie luați în acest mod. În acest sens, cu europarlamentarul nostru, Sifre Mureșan, încercăm să facem o lege europeană prin care fiecare țară, prin autoritățile sale, să-și poată judeca dacă sunt anumite probleme. Vă mulțumesc! Intervin imediat, domnul Runcea. Da. Haideți să le spunem și finlandezilor ceva, dacă vă vrea și inima dumneavoastră. Unde e domnul Iulian? Parcă avea niște idei. Care spuneți, domnul Iulian? Hoții de copii! 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 Vă cer socoteală! Copiii Smicală! 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 Vă cer socoteală!
copii isticală, vă cer socoteală. Încă una, mai zice. Refuz, refuz, Finlanda abuz. 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 Mihai și Maria sunt România. 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 Fraților, bine ați venit, haideți acolo. Da, da, am rotat de tot strada și chiar o să venim aici și nu vrem să avem ce să în partea Video. Teroriștii lumii. De copii, teroriștii lumii, hoții 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 de copii. Bună ziua, mă plăcesc domnul Coliu Petrișor, sunt deputat PMP de diaspora. Copilărie, nu pușcărie! 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 Cât mai e, cât mai e, până faci ceva mai e. Cât mai e, cât mai e, până faci ceva mai e. Cât mai e, cât mai e, până faci ceva mai e. Cât mai e, cât mai e, până faci ceva mai e. Cât mai e, cât mai e, până faci ceva mai e. Noi cei care suntem interesați de subiect, cetățenii români digitală, am. România nu se lasă, îi vrea pe copii acasă. România nu se lasă, îi vrea pe copii acasă. România nu se lasă, îi vrea pe copii acasă. România nu se lasă, îi vrea pe copii acasă. România nu se lasă, îi vrea copii acasă. Vreau pace sau război, ne vrem copiii înapoi. Vreau pace sau război, ne vrem copiii înapoi. Vreau pace sau război, ne vrem copiii înapoi. Să se iau poziții mai ferme, de partea indiferent că se numește președintele României, sau alții mai fer, prin care trebuie să al României, oriunde s-ar afla. Mihai și Maria sunt România. 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 Refuz acest abuz. Refuz, refuz, 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 refuz acest abuz. Refuz acest abuz. Finlanda nu renunțăm, lasă-i liber și plecăm. 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 Copii, smicală, vă cer socoteală. Copii, smicală, vă cer socoteală.
Copii, smicală, vă cer socoteală! Copii, smicală, vă cer socoteală! Copii, smicală, vă cer socoteală! Smicală, vă cer socoteală! Copii, smicală, vă cer socoteală! Vă cer socoteală! Copii, smicală, vă cer socoteală! O să rugăm și pe domnul Constantin Codreanu să ne spună ce a făcut până acum, dacă se poate să vorbească mai tare, să se audă și peste gard. Bună ziua! Hristos a înviat! Mă bucur să ne vedem astăzi aici atâția români frumoși, chiar dacă ocazia este una extrem de tristă. Și am venit astăzi alături de dumneavoastră în calitate de parlamentar de diaspora, în calitate de președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, dar și în calitate de simplu român. Suntem astăzi aici pentru a ne manifesta nemulțumirea. Pentru că în cazul Smicală vorbim despre un lucru care se repetă. Despre faptul că românii noștri nu sunt respectați în afara României. Am avut cazul binecunoscut Bonariu. Avem cazul Smicală. Sunt multe, multe alte cazuri. Chiar săptămâna aceasta mi-a fost semnalat un caz similar în Danemarca. Și aceste cazuri se repetă pentru că noi, autoritățile statului român, uităm să ne impunem un principiu sfânt în relațiile cu celelalte state. Reciprocitate. Trebuie să învățăm să mai batem cu pumnul în masă din când în când. Își imaginează cineva că un astfel de caz cu copii finlandezi în România ar fi putut avea loc. Și diplomația finlandeză să nu ia foc? Exclus! În cadrul comisiei am avut întâlniri și cu cei de la Ministerul Afacerilor Externe și cu cei de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Am semnalat acest caz, dar nu am uitat să invităm și pe colegii din Finlanda. Am avut întâlnire cu doamna ambasador. Din păcate însă întâlnirea nu s-a încheiat cu nimic bun. Ba mai mult, din surse neoficiale ne s-a spus că am fost cam duri. Și că nu așa ar trebui să ne comportăm cu ambasadorii unui stat străin, la București. Fals! Anume așa trebuie să facem. Ceea ce ne spun ei, precum că este vorba despre două culturi, nu este un lucru valabil. Atunci când se spune că încercăm să ne amestecăm în afacerile interne ale unui alt stat, iarăși nu este un lucru valabil. Pentru că asta am întrebat-o pe doamna ambasador. De ce nu ați oferit celor doi copii un avocat din oficiu, așa cum prevede legislația finlandeză? De ce nu i-ați oferit doamnei Smicală un traducător, așa cum prevede legislația finlandeză? Nu putem accepta să ne se spună că voi faceți parte din altă cultură. Vorbim și de legislație la nivel internațional. Iar la finalul întâlnirii noastre cu doamna ambasador, i-am spus un lucru care se întâmplă astăzi. I-am spus că vom ieși în stradă. I-am spus că vom pune presiune prin intermediul mass media. Și mi s-a spus că nu trebuie să facem acest lucru pentru că vom agrava situația copiilor. Doar că eu mă întreb, unde mai este loc de agravare? Ceea ce am auzit noi astăzi pe înregistrare, eu am citit în câteva scrisori pe care cei doi copii le-au adresat Comisiei pentru Drepturile Omului de la Organizația Națiunilor Unite. Ei nu vorbesc despre case de copii, ei nu vorbesc despre centre de plasament, ei vorbesc despre închisoare. Și spun, cu text deschis, spune Mihai, într-una dintre scrisori, că nu mai vrem la închisoare, vrem să stăm acasă. Am avut întâlnire și cu președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Copilului și pentru Adopție. Mi s-a spus că ei sunt în discuții cu cei de la Tampere din toamna anului trecut, dar nu rezolvă absolut nimic. Mi s-a propus celor din Finlanda să vină în România să vadă că nu e vorba de o țară de una, a treia, a patra sau cum cred ei. Să-i ducem prin sistemul nostru să vadă că sunt lucruri bune care se întâmplă în România. O altă soluție ar fi ca cei doi copii să vină în România și să stea cu mama doamnei Smicală. Iarăși, cu supravegherea celor din Finlanda. Soluții sunt, dar din păcate nu există bunăvoință. În Parlamentul României m-am întâlnit și cu reprezentanții unei comisii din Parlamentul Finlandei, care iarăși au strâns de umeri și au spus că nu pot să facă nimic. Și atunci, eu o să vă îndemn și
Și sper că acest îndemn să fie auzit de și mai mulți români. Să ieșim în stradă și să nu renunțăm. Să nu renunțăm până în momentul în care cei doi copii vor reveni acolo unde le este locul, alături de mama lor. Doamne ajută, vă mulțumesc! Amin! Prietenii noștri din Piatra Neamț, care au ieșit primii pentru Camelia Smicală, au ținut să îi onoreze pe micuții Mihai și Maria cu imnul național. Haideți să-l punem și noi, imnul național, să-l audă și ambasada Finlandei, sper să se, să se audă și până la Mae. Auzi, Victor, da. Mai bine să-l cântăm noi. Și mai frumos ar fi, Doamne ajută! Da. Vă rugăm! Imnul național pentru Camelia Smicală și copiii ei, Mihai și Maria. Oh!
Ardeam cu becul lor împodobit, scriind deasupra vina ta cu sânge, aceea că ortodoxia a iubit. Avem un rai de sfinți, îndemnizat la moarte, și aruncați în groapă neștiuți. Dar astăzi dăm pământul la o parte, e foarte sfinț, exerghe grea de ținut. E jertfa lor de grea cu mărturia, se strigă din morminte până la noi, să apărăm cu râmn ortodoxia, ce-a zis pământ de sfinț și de eroi. Să apărăm cu râmn ortodoxia, ce-a zis pământ de sfinț și de eroi. Mai punem aici un loc care pare rău. Fraților, eu zic că fiind aici un neam creștin de 2000 de ani, zic că n-ar fi potrivit să continuăm fără Supremul Tatăl nostru pentru a întări și pe copiii ăștia și pe mama lor și pe noi să nu-i lăsăm, că cel mai rău când ești înnecat și când rămâi singur, fraților. Așa începem. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale Sfinților Împărați Constantin și Maica sa Elena și ale tuturor Sfinților. Doamne milește și ocrotește pe familia Smicală cu copiii ei împreună să vadă libertatea și să vină înapoi în țara noastră asta amărâtă unde au ambasadă frumoasă dăruită de noi. Noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Să fiți tari, fraților. Am rugăciune, să băgați foile astea. Da. Dar poate veniți în partea asta, doamnă. Da, vreți să vă tine. Și va veni ca un împărat și Dumnezeu și va judeca lumea și va fi înfricoșătoare judecată. Finlanda,
Dumnezeu să te binecuvânteze și noi te binecuvântăm. Aceste flori la noi în țară se numesc floarea mirezei. Fii mireasa lui Hristos și eliberează toți copiii pe care i-ai oprit, fără să știi că faci rău. Dar noi acum suntem aici ca să știi că faci rău. Și nu există mântuire celui ce nu-L ascultă pe Dumnezeu. Dumnezeu este iubire. Tu vrei să trăiești în veșnicie cu tot poporul tău, fără niciun pic de dragoste. Asta vrei tu pentru cetățenii tăi, pentru poporul tău? Hristos a înviat. Și va veni. Vă invit să duceți acest buchet. Nu știu unde putem să le lăsăm. Ionuț? Să nu Ionuț? Ionuț? Semnezi și tu? Semnezi? Soarelui tău cu lanțul. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, nu pentru mânia scrâșnită-n măsene, stica s-a dun, chiuind pe tăpșoane, o plaie de cer, o căciulă de stele. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Asta, ca să-mi dai libertatea din ciuduri, în iasă de-a pânz, sau în cer bulboane, și s-ar zări tăi peste tine să-i scuturi. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Așa, pui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe priste, pe uși, pe icoane, pe toate ce sunt locul de ce sunt înainte. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri și funii, ridică-te, Ioane,
ciolane și sus, ca lumina din urma furtunii. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, pentru sângele neamului tău curs prin șansuri, pentru cântecul tău țintuit în piroane, pentru lacrima soarelui tău pus în lanț. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, și-au omorât peste 200 de mii, spune noi, peste 200 de mii de oameni, copii, bătrâni, femei, dușmani. Fără discernare, cum ce vreau. Nu spui geaba că nu ar vrea. Ce-i vrea? Toste lume, ce veți în noi, sunt doar lumezi de lume, amintind urmă-n popor. Sunt doar lumezi de lume, amintind urmă-n popor. Roșu-i focul ce-mi se bate, inima plină de dor. Pentru sfânta libertate și a țării, înainte-ți primarea lumină, o dată
Camelia Zmicală ar vrea să intre în legătură cu noi și în aproximativ 5 minute o să ne sune să vorbească cu noi toți și să transmită la rândul ei direct ambasadei Finlandei din România mesajul ei. Haideți să ne mai spunem și noi câte ceva finlandezilor, prieteni. Copii, Zmicală, vă cer socoteală! 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 Copii, Zmicală! Vă cer socoteală! Copii, Zmicală! Vă cer socoteală! Copii, Zmicală! Vă cer socoteală! Mihai și Maria sunt România! 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 Să încercăm să facem această transmisie cu doamna Zmicală chiar acum. Ne auziți? Un moment. Ne auziți? Hristos a înviat, Camelia Zmicală. Pentru tot ce faceți pentru noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru voi. Și vă răsplătească Dumnezeu. Și pe tine și pe toată lumea. În tristare. Doamne ajută. Să știți că m-am am foarte emoționată. Mi-au dat lacrime din când am văzut ce faceți acolo la București. Nu ne vom lăsa până... Sper să vă adesc copiii. Dar nu pot să vadă decât de acolo, că nu le dăm voie. Nu o să ne lăsăm până nu-i scoateți. Doamne ajută! O delegație de sfinți întotdeauna prezentă. Da. Camelia, sunteți foarte emoționată, probabil. Da, sunt. Sunt din cauza, deci nu din faptul, din cauza faptului că vorbesc cu dumneavoastră, din cauza ceea ce faceți acolo și ce ați organizat acolo. Când vă veți vedea data viitoare copiii? Nu știu, pentru că mă anunț zi pe alta și este la bunul lor plac. Câteodată m-au anunțat, de exemplu, pe, trebuia să am întâlnirii cu copiii pe 3 ianuarie și m-au anunțat pe 4 că pe 3 trebuia să fie întâlnire. Nu știu niciodată, efectiv. Am înțeles că Mihai a sunat în disperare unul dintre bunici. Da, deci un an de, timp de un an de zile copiilor li s-au interzis, nu au avut voie să sune nicăieri. Din câte am înțeles din spusele lui Mihai, cei de la casa de copii au făcut front comun cu Mihai și l-au ajutat să sune împotriva indicațiilor date de către cei de la social. Ce a transmis bunicilor? Deci asta este, eu cred că și asta este motivul pentru care a fost lăsat să sune. Mihai era disperat, a spus că pentru că cei de la social l-au anunțat, efectiv îl terorizează psihic.
Deci nu se luptă numai cu mine, se luptă și cu doi copii, de unul de 10 ani și de 11 ani celălalt. Efectiv, îi anunță că îi schimbă locul, că îl duc la 100 de kilometri distanță de Tampere. Și Mihai a intrat în panică și a dat de înțeles că el nu mai rezistă și a transmis părinților mei că dacă vor muta, se va întâmpla ceva rău. Așa mi-a spus mama textual cuvintele lui Mihai. Ne rugăm să nu se întâmple niciodată acest lucru. Eu sper și eu și mă rog, dar vreau să vă spun, nu știu câtă lume realizează ce înseamnă ceea ce li s-a făcut copiilor. Deci să fii luat din mediul tău și izolat efectiv, complet. Deci această izolare produce niște traume psihice extraordinare. Și un adult, dacă l-ai luat și l-ai luat din mediul lui și l-ai izolat de absolut tot ce este lui cunoscut și cu de viața lui, nu rezistă mult. Copiii, Mihai este foarte deștept. Deci el a spus, un an de zile au stat acolo, deci când l-a luat a doua oară, ceea ce este insuportabil și este prea mult. Asta au făcut și comuniștii când au venit în 48, doamnă, și probabil că tot ora educare să încearcă și cu copiii dumneavoastră, să nu mai fie români. Bineînțeles, deci s-a încercat, deci copiilor noi s-a permis să meargă la biserică, deși biserica ortodoxă e biserică de stat în Finlanda și de la început. Deci noi am fost acuzați în primul rând prin faptul că suntem români. Ce zic copiii când vă întâlniți, când vă întâlniți cu ei, care este ultimul lucru pe care vi-l transmit, primele gânduri? Copiii. Dacă da. Vă întâlniți, ce vă zic? Cum îi simțiți? Primul lucru care îl spun, mama, nu te lăsa, luptă-te. Ne vom lupta. Și am fost amenințată, deci eu am fost pedepsită pentru asta, pentru că copiii îmi cer textul, am pus și pe Facebook și am făcut publice de dorințele copiilor. Ei au scris, inclusiv la ONU, că vor acasă și îmi cer să mă lupt pentru ei și scot de acolo. Și mi s-au redus întâlnirile cu copiii, pentru că le-am spus copiilor că nu mă las și nu mă voi lăsa niciodată, mă voi lupta pentru ei. Deci am fost acuzată de acest lucru. Da. Mă acuză în scris socialul. Și din ce motiv i-au despărțit? Care a fost pretextul? Deci ei vor să distrugă. Pretextul care este scris și oficial este că Mihai este acuzat de același lucru prin care, de care sunt acuzată și eu. Care avea o relație afectivă prea strânsă cu Maria și cum manipulează pe Maria împotriva lui taică. Da, deci a fost acuzat, am înțeles, că aveți o relație prea strânsă cu copii. Da, afectivă, ca să nu se înțeleagă altceva, pentru că nu au găsit nimica, deci au scociorât, nu au găsit absolut nimica. Nu este așa cum am văzut comentarii pe Facebook, că poate mi-aș fi... copiii, după cum vedeți, vor acasă, mă iubesc, n-am avut niciodată, nu, la noi în casă a fost totdeauna curat, copiii erau super îngrijiți, n-au avut ce să-mi reproșeze și atunci au spornit chestia asta cu avem o relație, dacă nu găsi nimic, am măcar o relație prea strânsă. Nu știu pe ce măsurător, pentru că am întrebat, ca să... este o relație prea strânsă, trebuie să ai un etalon. Ce înseamnă normal și ce înseamnă prea strâns. Nu au precizat. Deci, efectiv, chestii din asta. Dar cum au considerat ei relația cu tatăl lor, care dorea să le impună să fie supuși prin tortura recunoscută pe plan internațional de waterboarding, băgarea copiilor cu capul în apă, până nu mai pot respira. Am înțeles că a făcut această afirmație în fața unui cadru de la serviciile sociale. Deci, din câte vedeți, este pare normal. Probabil că lucrătorii de la protecția copilului din Finlanda consideră că aceste lucruri sunt normale din moment ce sunt de acord cu el în toate și sunt împotriva ceea ce fac eu pentru copii și a creșterii. Deci, probabil că ei consideră că metodele naziste sunt niște singure metode acceptabile la, în Finlanda.
Da, noi ne apropiem de sfârșitul protestului, de aici vom merge la Ministerul de Externe pentru a depune această notă de protest prin care cerem eliberarea copiilor. A fost semnată de către toți participanții, sunt 100 de prieteni ai copiilor și ai voștri aici. Vă mulțumim din suflet! Și vrem să vă asigurăm că dacă după data de 31, când cei doi deputați români de diaspora se vor deplasa în Finlanda, nu se schimbă această situație, noi de aici ne vom deplasa la Ministerul de Externe și vom fi zilnic la Ministerul de Externe, uzând de mijloacele democratice pe care ni le oferă lupta pe care am dus-o în decembrie 1989. Ne vom lega cu lanțurile de porțile Ministerului de Externe, dacă este cazul. Nu e nicio problemă, mergem mai departe, mergem și la Cotroceni, nu vă vom lăsa copiii. Mulțumim din suflet și mai spun o dată, nu este vorba numai despre noi. Sunt zeci de mii de cazuri. Dacă oamenii nu fac ceva, deci acesta va deveni că se încearcă și în România. Finlanda și Norvegia au plătit bani grei la sistemul în România pentru introducerea acelui sistem și știu ce vorbesc. Da, este o afacere de miliarde de euro și de distrugerea sufletului până la urmă. Da. Dumnezeu să vă ajute copiii să fie cât mai repede acasă, să-i vedem acasă, în voastră. Dumnezeu să ajute pe toți românii și să vă binecuvinteze pe voi, cei care ați fost acolo pentru noi. Vă mulțumim din suflet. Sărut mâinile și Doamne ajută. Doamne ajută. Ne apropiem de sfârșitul protestului. O delegație, după cum am convenit cu Ministerul de Externe și cu colegii de la jandarmerie, să zic așa, că au fost alături de noi și știu că și ei gândesc la fel, nu au cum să gândească altfel, se va deplasa la Ministerul de Externe pentru a lumina acest protest. Vă mulțumim tuturor că ați participat și că ați semnat și așa cum am anunțat, după ce domnii deputați vin din Finlanda, dacă nimic nu se va schimba, cum nu s-a schimbat până acum în ciuda încercărilor lor, suntem dispuși să mergem mai departe. Dacă Ministerul de Externe nu a reușit să se ridice de la nivelul de ambasadă, să ducă protestul firesc pentru eliberarea unor cetățeni români minori aflați într-o situație disperată, până la nivel de prim-ministru sau chiar de președinte, cum a fost în cazul Cehiei, după cum v-am spus, vom merge noi să le aducem aminte că sunt doi copii în lanțuri. Și când spun în lanțuri, efectiv sunt în lanțuri. Doamna Smicală n-a avut timp să intre în amănunte, dar Mihai a fost pedepsit, fiind introdus exact ca în sistemul comunist de reeducare de la Pitești, într-o cameră închisă, fără nicio lumină, fără niciun geam, cu ciment pe jos. Este sistemul prin care norvegienii și finlandezii pedepsesc copiii în aceste case de copii. Deci vorbim de un sistem nazist și comunist, cum s-a spus aici. Fraților, ca să nu ne găsim nepregătiți data viitoare, până când va veni această soluție, acest mesaj de la cei doi deputați români din diaspora, eu zic până atunci să vorbim cu toți prietenii noștri, cu rudele, și să ne acordăm așa o zi liberă, vorbim din timp la servicii și peste tot, și să nu mai venim așa pentru o oră. Acum am venit, am aflat, să plecăm mai îndârjiți, spun eu, cu dragoste, dar dârși. Și când vom veni, să venim să rămânem până se va rezolva, pentru că ne-am prea obișnuit să facem proteste de-astea de o oră, două, și plecăm acasă mulțumiți că ne-am eliberat frustrările. Hai să o facem până la capăt data viitoare și hai să ne pregătim, să nu ne mai găsească străinii nepregătiți în propria noastră țară. Amin. Cu ce încheiem, fraților? Hristos a înviat! Să precizați și cum comunicăm toți între noi. Da, este bine să comunicăm prin Facebook. Există mai multe pagini de susținere a Cameliei Smicală. Se pot trimite mesaje pe aceste pagini, ele vor fi postate. Asta e metoda. Haideți să o folosim. Haideți să încingem... Poate scuzor către doamna ambasadoare. Da, dați cu căutare. Este o sprijin, o susțin pe Camelia Smicală. Este una dintre pagini, cealaltă doctor român pentru Camelia. Una principală.
Poate să adresăm scrisori, doamne ambasadoare. Da, este una dintre ele, solidaritate pentru Camelia Smicală. Poate scrisori, să-i umple mail-ul, doamne ambasadoare. Bineînțeles, bineînțeles, să folosim toate metodele posibile, să umplem toate mail-urile. Când poate ne mai vede și doamna. Următoarea demonstrație va fi categoric în timpul săptămânii, ca să audă și doamna ambasadoare și... Cine mai e pe la Ministerul de Externe, poate, după cum am spus, avem imaginație și trebuie să uzăm de ea. Am ieșit în 89, am ieșit în 90, am ieșit tot timpul când a fost nevoie. Cu atât mai mult nu putem să nu ieșim pentru două suflete nevinovate și neajutorate. Avem metode și le vom folosi. Doamne ajută să încheiem. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne, miluiește neamul nostru românesc! Amin! Hai să mai cântăm, că mai avem... Mai stăm un pic? Mai avem 5 minute. Hai! Apărătoare, Doamne, pentru biruință, mulțumim! Libertate pentru Smicală! Libertate pentru Smicală!
Sunt 10 zile, 10 zile în care autoritățile finlandeze au tot timpul să înceapă demersurile de reunire a acestei familii. Peste 10 zile să urmărim ce vor face deputații noștri în Finlanda, după care vine 1 iunie, ziua copilului. Să fie ziua copilului acasă, să fie și ziua copiilor și familiei Smicala acasă. Dacă nu, ne revedem aici și la Ministerul de Externe și la Cotroceni și la Guvern. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Ce facem? Mai am 2 minute. Hai, mă, pentru 2 minute. Nu, deci n-am făcut voi față. Da, mă. Rămâneți puțin. Mai stați puțin, fraților, este o transmisie în direct la B1. Haideți mai stați 2 minute, e o transmisie în direct la B1. Nu o să se vadă că e gol aici. Nu să facem, acum au reușit. Păi ne-am dat voie, domnul jandarm, încă 2-3 minute și e bine să ne vadă.